Invitata mea de astăzi și-a dedicat viața artei populare. A stabilit un adevărat record cântând în fața spectatorilor o baladă de 50 de minute și redescoperă și până acum folclorul erotic. Despre reușitele Suzanei Popescu multe se cunosc, nu și despre viața sa personală. Am invitat-o astăzi la noi pentru a o cunoaște mai bine. Bine ați venit la noi! Bună ziua! Vă mulțumesc frumos pentru invitație! Acest interviu trebuia să aibă loc mult mai devreme, dar, mă rog, viața e imprevizibilă, se întâmplă multe lucruri care nu țin de noi. Ați putea să ne spuneți ce a fost în ultima lună, ce s-a întâmplat? A fost un stop, un șoc în familia noastră. A decedat unul din frații noștri și noi acum suntem trei surori, am rămas. Și clar, lucru cu ritualul și toate cele trebuincioase, toate cele de trebuință făcute în biserică, e clar că suntem surori și trebuia să participăm activ și nu așa, dar chiar activ de tot. Și în asemenea caz nu-ți vine nici a cânta, nici a răspunde, nu te poți concentra undeva. Este o anumită direcție unde dai suflet, inimă, la urmă tot chiar și viața. Ce s-a întâmplat cu dumnealui? Păi, Dumnezeu dă și Dumnezeu ia. S-a dus pe neprins de veste. Ce relație ați avut cu fratele? Știți, în cânticile basarabenilor și în cânticile românului ca atare, peste tot este spus că frații și surorile nu se ceartă. Chiar dacă au o neînțelegere, oricum, până la urmă găsesc un numitor comun și sunt frați și sunt surori. Se susțin, se înțeleg, se acceptă, se probozesc unul pe altul, dar în cazul dat, noi suntem acei care l-am susținut în permanență și clar lucru că, fiind într-același sat, el nu a plecat peste hotare, a stat pe loc. Întotdeauna am fost ajutați, sprijiniți, după cum eram, când eram în copilărie. Adică eram foarte prietenoși. Mi-am dus să-l odihnească, păreri de rău s-a dus. Nu purtați doliu acum? Păi, în afara scenei, în afara ieșirilor? Nu, ritualul bisericesc impune la brobada neagră, pentru că nu suntem musulmani și nu suntem din zona din Caucaz, unde se poartă costumul negru pe parcursul întregii vieți, da? Dar, mă rog. Mai puțin știu, de fapt, că în acte aveți un alt nume. Da, foarte curios. Știți, cum s-a întâmplat? Și vreau să vă întreb din start, de ce nu ați, pe parcursul vieții, nu ați oficializat numele Suzana? Știți, când m-am născut eu, ani în urmă, în satul vecin era o bisericuță din lemn. În prezent ea nu este, s-a demolat. Și bunica Drăgostița, așa un nume avea frumos, a mers la preot să facă apa pentru botez. Și preotul, care avea 96 de ani, el a spus că în ziua de azi, în cartea bisericească, este numele Suzana. Și numele bisericesc de botez trebuie să fie Suzana. Pe când părinții mei au vrut să-mi pună numele Varvara. Acum bunica îi spune că, păi, părinții vor Varvara, că au avut o bunică Varvara. Dar preotul spune că nu. Eu am să pun numele fetei, numai Suzana, după cum este în cartea bisericească. Și dacă nu, mergeți la altă biserică. Eu nu botez cu alt nume. Bunica a stat, s-a gândit și îi spune preotului să îi scrie pe o hârtie numele, să nu-l uite până acasă. Și părintele au scris pe hârtie Suzana și bunica au venit în sat, au venit acasă și merge la părinți și le spune că, uite, părintele așa spune, Suzana. Acum s-a acceptat, fiindcă era o mare rușine să treci dintr-o biserică în alta. Și tata, pe parcurs, lucra la Vinpunct, la noi sat era Vinpunct, și el lucra acolo, era specialist în expeditor, metodele. Din cât te cunosc, nu? El a fost specialist în metodele astea de prelucrare a vinului. Și primarul îl vede că merge pe drum și îi spune cu mătre Trifan, între te rog în primărie
că noi trebuie să dăm la lege fata, fiindcă a trecut o săptămână deja de când e născută, de când e botezată. Și tata a intrat la primar și se gândea cum mă cheamă, că ei acasă îmi zicea Varvara. S-a gândit, dar primarul îi spune că cu mătru Trifane, că el botezase un frate de-a meu mai mare, primarul. Și îi spune, cu mătru Trifane, spune mai repede cum o cheamă fata, că de acum mai târziu și trebuie să mergem acasă, trebuie să închidem primăria. Și tata s-a gândit și spune că puteți să o înscriți Soltana, fiindcă e tot a mea. Dar Soltana a fost în neamul tatălui meu, a fost o bunică, numele Soltana. Și în document eu sunt înscris Soltana, dar numele de botez este Suzana. Și peste vreo lună de zile acolo, nu știu cât timp, a trecut preotul cu bricica, cu calul, cu, cu faietonul, da? Pensat și s-a întâlnit aproape de casa noastră cu grupul de femei, era o sărbătoare și părintele știe precis ce copii au botezat, din ce sat, avea o ținere de minte fenomenală. La 96 de ani? Da, și o vede pe mama și întreabă, dar cum cheamă fata? Da, mama îi spune, o cheamă Suzana. Și preotul îi spune că să-i zici Suzana să nu-i schimbi numele, că o să-i schimbi norocul. Și din momentul ăla au lăsat numele Barbara și m-am numit Suzana. Acum în scenă, când a trecut timpul și a trebuit să apară în scenă, s-a încercat să se anunțe Suzana, Soltana Popescu, și nu a fost efect. Sala nu a înțeles despre ce este vorba. Da. Dar când s-a numit Suzana Popescu, e clar că a fost o reacție așa, că avem o Suzana, ceva care e un nume exotic, dar sună. Soltana sună așa mai grav, mai... Nu v-ați gândit niciodată pe parcursul vieții să oficializați numele de Suzana? Nu a fost nevoie. A fost nevoie. Sunt Suzana, în acte, Soltana și tot. Vorbeam și înainte de interviu că foarte puțin se cunoaște despre dumneavoastră și interviuri ați oferit puține, deși sunt sigură că au fost multe solicitări. Dar v-ați lăsat provocată de niște colegi de-ai noștri care v-au rugat să descrieți fiecare zi a săptămânii. Ce faceți? Cu ce vă ocupați? Ziua de luni ați început cu faptul că vă simțiți singuratică. Vreau să știu dacă și acum asta e starea dumneavoastră și cu cine petreceți cel mai mult timp acum. Singurătatea, ea câteodată te ajută. Și nu câteodată, dar chiar deseori. Te ajută, fiindcă în momentul când dai timpul tău, ora, energia, știința, ceea ce poți face, capacitățile, când le dai cuiva care poate nu le folosească la justa valoare, să nu le prețuiască la justa valoare, în asemenea caz, ai un gol în suflet și te gândești, domnule, trebuie să procedezi altfel, trebuie altfel, dar singurătatea, când ești singur, mai analizezi și te gândești, nu... Eu astăzi n-am să răspund. Astăzi nu o să îndeplinesc dorința. Astăzi lăs pentru mâine ceva. Adică ai timp de gândire, ai timp de analiză. Totuși, cu cine petreceți cel mai mult timp în perioada asta? Cu cine comunicați cel mai des? Eu sunt foarte ocupată. Am în permanență de lucru. Nu pot nici de cum să stau. Că dacă stau așa, pot să stau 20 minute, o jumătate de oră. Și mă ridic și numai decât găsesc ceva să fac. De ce? Fiindcă întâi și întâi citesc foarte mult, studiez foarte mult, curaj trebuie să am și m-am băgat în astrologie. Acolo un ocean întreg de literatură, știință de care vrei, de la și până la. Da, o să discutăm neapărat. Da, și sunt într-un contact permanent cu surorile mele, care sunt, una este mai vârstă decât mine cu 8 ani și cealaltă este mai mică decât mine cu 8 ani. Și noi în fiecare dimineață ne telefonăm și ne întrebăm și ne zicem bună dimineața, seara ne zicem bună seara, noapte bună, și noi suntem într-un contact permanent. Ce relație aveți cu surorile? Foarte bună. Ele au dreptul să mă critici cum vor. Doar ele? Da, și eu le accept critica lor, nu așa, dar la... Am aflat că ați fost căsătorită în tinerețe, la o vârstă fragedă. Ceva nu a mers. Am analizat pe parcursul vieții și am înțeles că
Întotdeauna eram în minus. Nu știu cum ești, cum? Eu eram în minus. Emoțional, financiar? Da, 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 din toate punctele de vedere. Cât a durat căsnicia? Și m-am gândit că ar fi bine să opresc eu tot treaba asta, că dacă e, să fie, va fi. Dar dacă nu, nu va fi. Și ca să nu aștept, știi, așa, să stau și să aștept, am început să studiez, să fac muzică. Dar ți-o spune că noi suntem în pierdere, în permanență. De ce? Fiindcă fiecare om care este pe pământ se gândește că el este cel mai corect. Părerea lui este de la și până la ideală. Activitățile, acțiunea care o are el, nu corespunde și el este ideal. Și în asemenea caz se produc dezbinările. Fiindcă noi nu vrem să facem un pas înapoi și nu vrem să acceptăm ceva. Că eu dacă să fie acceptat minusul care era, da. Care era minusul? Păi în asemenea caz, dacă eu acceptam minusul, eram cu cineva. Dar eu n-am acceptat minusul. Eu am spus că nu, eu mai bine am să fac singur, am să mă mulțumesc singur și am să văd cui să-i dau. Acum, reanalizând situațiile care au fost, îmi dau seama de un lucru, că nu eram nici eu și nici el, nu eram pregătiți pentru viață. Totuși, va afla publicul, vor afla cei care vă urmăresc, cei care vă ascultă cântecele, dacă are Suzana Popescu copii sau nu? Eu am copii. Am. Pe parcursul la vreo 11 ani de zile, am studiat și am readus în scenă, în arhivele radio-televiziunii, am adus 14 genuri de muzică. Ăștia sunt copiii mei. Discutasem chiar de la început despre folclorul erotic. Sunteți una dintre puținele reprezentante, cântărețe care promovează, dezvoltă această ramură, să spunem așa. Cum ați ajuns? Foarte curios că am mai avut încă niște provocări să-i explic cam ce ar însemna folclor erotic. Da. Folclor erotic, cred că fiecare popor are, după cum au și cântici de leagă în fiecare popor. Am analizat când eram copilă materialele astea și era... De mică erați... Și era domnul Vrabie, domnul Vrabie care a făcut Stema Moldovii. Da. Domnul Vrabie, la Uniunea Scriitorilor, mi-a spus că ar trebui să studiezi, dar nu să... Ar trebui să studiezi, dar să nu cânți acum. Și eu l-am întrebat, dar de ce nu? Acum. De ne spune, ești prea tânără. Cântecile astea se cântă la o vârstă când înțelegi viața. Da. Și el mi-a dat niște lucrări extraordinare, care le-am imprimat, ele sunt imprimate. Și vreau să spun că... Cum sunt privite? Trezește interes materialele astea, fiindcă comparativ cu pornografia care se transmite acum în mass media, lucrările astea sunt niște bijuterii adevărate. Fiindcă orice frază poate avea două înțelesuri. Orice melodie care o cânți, care o interpretezi, dacă ai pus un punct, o virgulă, ai făcut altă variantă. Adică aici depinde ce vezi și ce vrei să transmiți. Ca să cânți așa niște prostii de care, Doamne ferește, liber le cânți. Dacă nu trebuie să vorbești, că ieșit badea la cosât, că fânul s-a potulit, asta e cu totul altceva. Dumneavoastră sunteți social activ, aveți diferite rețele sociale și cu siguranță ați văzut că utilizatorii de pe TikTok folosesc fragmente din piesele dumneavoastră, fac filmulețele lor. Ce credeți despre asta? E de bine că tineretul ascultă piesele dumneavoastră? Sunt interesați de folclor sau nu chiar? Aș spune că eu, de pildă, n-aș face așa ceva. Ăștia de pe TikTok, eu, de pildă, aș închide TikTok-ul ăsta. Fiindcă sunt... Eu mă uit la copiii din sat, care șed toată ziua pe TikTok și acolo sunt niște nenea și niște mătuși de astea care așa niște prostii vorbesc, ia ca pe alea și pe aia. Eu i-aș pune, i-aș da, așa, într-o parte, cu prin lege. Fiindcă ei duc în
în spațiu, duc educație. Copilul și el, dacă se uită și îl vede că el vorbește și rusește și englezește și franțuzește, nu e clar acolo și numai despre partea de jos a corpului, e clar lucru că copilul și el nu se mai urcă el acolo sus. Tineretul care preia lucrările, cânticile și le transformă, le dă o nuanță, chipurile așa glumeață, între același timp arată cine sunt ei, nivelul lor de gândire, nivelul lor de educație. Eu, de pildă, n-aș face așa ceva. Fiindcă este ceva sfânt când este vorba despre tine și despre mine. Este un respect. Nu le-ați scris niciodată, nu? Ați lăsat comentarii? Nu, fiindcă clipa care a trecut nu o întorce înapoi. Și sunt ferm convinsă că trece o perioadă de timp și ei când se uită dintr-o parte la minunea care o plasează ei acolo, eu cred că, analizând, scot de pe internet. Dumneavoastră acum trăiți la sat mai mult. Nu, de ce? Nu? Știam că ați cumpărat o casă și aveți și câteva familii de albine. Păi, împreună cu surorile, da, ne-am gândit noi că ar fi bine să ocup eu teritoriul și ăla fiindcă stăteam numai în oraș. Uh-huh. Asta a fost vreo 20 ceva de ani în urmă. De pământ și ala s-au folosit surorile, fratele, cumnații, mahala. Adică nu participam la lucrările de la țară. Uh-huh. Dar când s-a schimbat sistemul, când s-a schimbat valoarea banului, când s-a pus întrebarea unde stăm, unde locuim, ce mâncăm, cu ce ne îmbrăcăm, da, m-am retras încolo. Mi-am pus în grădină albini. N-am vrut să plec peste hotare, fiindcă toată lumea în perioada aceea de timp emigra. Și am avut atâtea solicitări să plec și eu peste hotare și le-am spus, domnilor, eu merg în Italia, în Franța, La muncă? Erați chemată? Da, zic, eu merg peste tot, dar dacă găsesc pe cineva care scaute ei de mine, dar nu eu de dăși. Vă propuneau să fiți îngrijitoare. Da, adică, ca de obicei, ai noștri dacă merg peste hotare și merg să fii ministri sau să fii directori de fabrici, dar oricum ei să duc. Dar mulți artiști au muncit peste hotare înainte de a veni. Nu, dar eu m-am gândit că ar fi bine să stau eu pe loc, lângă surorile mele, lângă frații mei, și mi-am dus în grădină trei familii de albini, necunoscând absolut deloc domeniul, da, cum se crește, da, absolut nimic. Și într-o săptămână de zile îmi telefonează sora și îmi spune, Suzana, vine că un roi de albini a ieșit și stă picola cu fântânii și mahala nu poate lua apă. Și eu m-am dus acasă, s-a început sfadălăie cu vecinii, cu primarul, din cauza albinilor, fiindcă în perioada așa de timp erau gospodări în jurul unde stăteam noi. Asta când era? Cu câți ani acum, în urmă? Acum, în jurul gospodăriei mele și a surorii mele, unde stăm noi în regiunea din partea de dreapta a satului, sunt 15 case pustii. Nu-i nimeni în casele cele. Acum pot să ții nu trei familii de albini, dar pot să ții și vă 300. Când pe nimeni nu încurci. Nu-i nimeni. Toți sunt plecați, care au decedat, care așa. Adică timpul schimbă tot. Acum mai aveți albine? Da, evident. Vindeți, comercializați mierea? Am încercat să mă includ și eu în sistemul ăsta a apicultorilor și nu mi-a reușit. De ce? Fiindcă apicultorii sunt puși pe a face business. Și îi cunosc ramura asta, o cunosc foarte bine, o dezvolt, studiază. Uh-huh. Dar eu sunt ocupată serviciul la oraș, studierea, cu surorile suntem în contact, trebuie acolo, mergem acolo, trebuie dincolo. Și eu am lăsat chestia asta să fie ca un fel de hobby-ul, că dacă este, este, dacă nu, nu. Și îngrijesc, dacă ceva este o întrebare în apicultură, telefonez la domnii respectivi, poate să vină cineva și să-mi spună, doamnă Popescu, aici nu-i bine, sau doamnă Popescu, aici trebuie să faceți altfel. Adică am susținere de la dumnealor. Dumneavoastră niciodată nu ați ascuns că, cel puțin la acel moment, nu erați mulțumite de pensia pe care o primeați. Era 400 de lei, inițial, ulterior 1300.
acum sunteți mulțumită de pensia pe care o aveți? E suficientă pentru trai? Eu nu înțeleg o chestie. În mass media, în toate formele de a transmite informații, este scris că pensia cea mai mică e 4.000 de lei. Sau nu știu cum acolo, 4.000 și ceva, că coșul minim. De consum, salariu minim. Ferește. Eu primesc o pensie de 2.278 de lei și 80 de bănuți. Asta deci aveți mea. Titluri și... Pentru munca mea care am făcut-o eu pe parcursul întregii vieți, pentru acele peste 100 de lucrări care sunt studiate, imprimate, filmate, televizate, așezate, la 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 la, eu primesc 2 euro, 50 de lei. Pentru ce va ajunge această pensie? Ca să-mi achit întreținerea în apartament. Și atât. Surorile mă susțin. Financiare inclusiv. Da, evident. Mai aveți alte activități acum? Nu. Care ar aduce bani? Nu. Cu excepția concertelor? În ultimul timp, nu. Eu nu am repertoriu pentru nunți. Avem puțin timp și foarte multe de discutat. De asta o să încerc să trecem la un alt subiect. Știu că studiați astrologia. Vreau să ne spuneți succint cum ați ajuns să fiți pasionată de astrologie și în ce măsură țineți cont de aceste cunoștințe în viața reală, în viața de zi cu zi? Știți, repet fraza care am spus-o mai înainte, că fiecare om se gândește, băi, și de prost am fost eu ieri, azi am fost eu mai deștept. Da. Și uite, am ajuns la un moment dat, la o concluzie, dar nu e concluzie, dar e o deducție, cred că. Când m-am uitat la colegele mele din serviciu, că ele au familie, sunt căsătorite, au copii, au mașini, au soț, au rude, au... Și mă gândeam, zic, domnule, dar deși eu sunt așa? Dar deși Ana e fix așa ca mine? Deși Lilia e așa ca mine? Suntem singuratici? Și deși ele sunt așa? Uh-huh. Au. Este o diferență. De ce? Ce-a contribuit la faptul ăsta că ele trebuie să fie așa? Dar noi trebuie să fim altfel. Și m-am pomenit într-o noapte cu un certist astrologic în vis. Da? Îi punem întrebări. Eram la pământ. Da? De ce? Îi punem întrebări zi de zi. De ce așa? Și m-am pomenit cu cercul ăsta. Și eu nu știam nici câte semne zodiacale sunt, nici câte planete. Habar n-avem că asta este o știință care ori o faci, ori nu o faci. Da. Nu, n-am avut nici cum să mă întâlnesc eu cu știința asta. Dar în seara aceea când am visat eu cercul ăsta astrologic, de a doua zi dimineață, m-am gândit că asta e curios și ar însemna cercul ăsta. Și am găsit pe parcursul zilei o carte la o buchinist din centrul orașului, unde era desenat cercul care l-am visat noaptea. Și așa am început să studiez astrologie. Adică punându-mi întrebarea, de ce? Ați găsit răspuns la întrebarea Am găsit răspunsul. Pentru ca să cunoști bine astrologie, ca să poți întrebuința de zi cu zi, trebuie să o studiezi 99 de ani. Mie nu mi-a mai rămas mult. Da. Adică răspuns la întrebări în astrologie găsești. Dacă nu te încurcă nimeni să studiezi, să nu ai dreptul să preiei de la cineva ceva, dar numai prin metoda deductivă, făcând matematică. Eu am studiat și fac și în prezent tabla mulțării. Fiindcă tabla mulțării, odată scrii 2 ori 2 fac 5, dar 2 ori 2 fac 3. Poți scrii 2 ori 2 fac 4 și nu înțelegi deși. Adică, noi tot ce facem aici pe pământ, este bine dirijat de colo de sus. A fi dirijat de colo de sus, asta înseamnă o combinație planetară care ne spune că, uite, azi ai să vorbești cu Samantha. Sau, nu, azi cu Samantha nu vorbești, ai să vorbești cu Ionica. Adică, în momentul când îți dai seama că nu schimbi nimic,
că a venit Saturnul și a spus, odihnește-te, sau a venit Venera și a spus că astăzi tu trebuie să mănânci bine, să dormi, să te odihnești, a? Adică studiind. Asta e un firicel de nisip, firicel din nisip. Ce prezic astrele pentru dumneavoastră, viitorul apropiat, dacă ați privit un pic? Da, dacă ne uităm așa, până la data de 22 a balanței, octombrie, eu sunt într-o perioadă de reușite. Și eu aștept până la data de 22 reușite. Țineți cont de horoscop? Nu. Nu. Fiindcă chiar dacă ai urmărit și ai scris, ai înregistrat, ai fixat ceva acolo, îți dai seama de ce se întâmplă sau de ce s-a întâmplat după ce s-a întâmplat. Fiindcă nu poți schimba nimic. Nu poți schimba. Noi suntem născuți aici, nu știm pentru ce. Nu știm pentru ce. Principalul lucru care este să-l respectăm de la și până la este să nu încurcăm cuiva. Să ne facem cinstit datoria față de noi, întâi și întâi, și față de cei cu care noi suntem în contact. Fiindcă noi, comparativ cu Universul, noi suntem niște fericele și ca să nu ne distrugem corpul ăsta fizic, trebuie să acceptăm situațiile pozitive, bineînțeles. Când se începe ceva negativ, am făcut un pas înapoi și am dat voie că cel de lângă noi să ne depășească și să ducă în drumul lui. Curios. În mare parte, cântărețele de muzică populară arată pe scenă în mod similar. Costumele diferă, dar stilul persistă. Dumneavoastră arătați diferit, ați integrat în ținuta dumneavoastră de scenă prosoapele. Cum ați ajuns să purtați? Fetele din perioada și ei de timp purtau broboade colorate, frumoase, dar ele sunt rusești. Șal, șalinca asta rusească, care e frumoase. Pretenții nu poți să ai. Sunt roșii, galbeni, toate culorile curcubeului. Și uite, costumul ăsta care este atât de fin, are o culoare, să zicem, mat, nu bate la ochi. Și când îi trântește aici o broboadă, deși e roșie, ai stricat toată combinația. Da? Eu am observat chestia asta și am început să caut broboada. Am găsit, prin doamna Barbara Buzilă, de la Muzeul de Etnografie, niște schițe care erau făcute din județul Lăpușna, din Hâncești, acolo niște biserici, un preot, un dascăl, care a schițat cu creionul o broboadă, cum se așează, cum se... Plus la toate acum cu internetul, cu YouTube-ul, din arhivele din toată Europa, sunt plasate fotografii vechi, care au valoare, scuzați. Și analizând, am înțeles că, după cum costumul popular este din țesătură de casă, broboada tot este de țesătură de casă, că de unde puteau să ia în perioada aceea, de timp o șalic de asta roșie, n-aveau cum. Și am studiat toată materia asta. Acum, pentru ca să așez brobadele astea, cineva mi-a spus că, păi, dar cum să, dacă le așez, că seamănă cu turcoaica sau seamănă cu așa din Iugoslavia sau seamănă. Păi, dar ele sunt de-a noastră. Turcii, dacă au luat atâtea femei încolo și turcoaica s-au îmbrobodit ca, moldoveanca s-au îmbrobodit ca turcoaica, oricum ca acasă s-au îmbrobodit. Și în frumusețările astea care sunt făcute, adică din broboadă. Sunt făcute din pricină că orice femeie, ce naționalitate, ce culoare, e vrea să fie frumoasă. Și eu când îi așez broboada, așa când o așez, trebuie să corespunde cânticului. Fiindcă într-așa un costum nu poți să schiui așa, sau să șuieri. Este un respect. Cămașa cu altiță. Cămașa cu altiță, eu cred așa, că cămașa cu altiță este ceva domnesc, ceva orășănesc. Fiindcă o femeie care este la țară n-are când să coasă așa ceva. Uite, mai simplu, da? Frumos. Puțin mai simplu. Brobadele astea sunt podoabii care sunt document. Fiindcă, uite, așa cum o vezi aici, așa de frumos așezată, da? Trebuie să am slugă.
asta, adică trebuie să am niște lucrătoare în casă sau chem vecinile care îmi așează, mă așează să fiu frumoasă, că eu merg la biserică sau merg la o ceremonie undeva și mă împodobesc cu mergele, cu inele, dar mai ales brobada. Și în asemenea caz, soțul merge cu o jumătate de pas în urma nevestii, ea este în primul plan și ea este document. Fiindcă asta este bogăția casei. Fiindcă nu fiecare gospodină putea să-și permită să țese așa o broboadă. Deci eu cred că... Dumneavoastră, apropo, mergeți la biserică? Evident. Cumva astrologia și biserica... Păi astrologia sunt... este... Astrologia, doamnă. Astrologia, domnișoară, este știință. Da, dar și iată, nu o recunoaște. Biserica nu recunoaște astrologia, din câte cunosc. Dar și are... Se contrazic. Și are biserica cu Saturnul. Ei sunt aparte și astrologia este aparte. Faci studiu, că dacă, de pildă, să ajung să înțeleg și înseamnă Saturnul, și înseamnă numărul 45, eu trebuie să ajung și să studiez și o scris Pitagora. Asta e știință. Un lanț întreg. Avem noi o întrebare tradițională de final. Fiecare invitat în parte îl întrebăm care este cea mai mare dorință și care este cel mai mare regret. Poate aveți curajul să ne spuneți. Cel mai mare regret al meu este că eu niciodată până în, cred că acum până decedat fratele meu, nu vreau să recunosc niște minusuri pe care eu le aveam. Dar de data asta am ajuns la o concluzie că n-ai unde fugi de adevăr. Probabil că, cu toate că eu știu că nu se poate de schimbat nimic, dar mă gândesc, dar dacă schimbam, poate să fie altceva? Putea să fie altfel? Rămân cu semnul întrebări. Asta e cel mai mare regret, că nu ne-am recunoscut. Că dacă ne recunoșteam, probabil că mergem altfel. Dar așa au trebuit să fie și așa a fost să fie. Ce dorințe aveți? Dorințe, uite, eu mai am de imprimat încă vreo 15 lucrări. Dacă aș avea o pensie decentă, nu 2 euro și nu 2000 de lei, eu cred că aș, ca și până acum, cât atât e făcut din cont propriu, lucrările astea toate sunt imprimate din cont propriu. Păi, în asemenea caz, eu aș putea sclipui cumva că mult a fost și puțin mai este. Și aș putea să imprim lucrările astea, să-mi iau în sfârșit respirația, da. Dar dacă nu e, așteptăm. Noi vă dorim ca și această dorință și cele pe care nu vreți să ni le spuneți, toate să se îndeplinească. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru aceste amintiri, pentru faptul că ne-ați împărtășit multe dintre aspectele vieții dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la acest interviu.